Salutare tuturor în aceeași formulă, Radu Pandrea și Mihai Grama. Spuneam data trecută că vorbim despre ce înseamnă hrană de calitate. Mihai, hai un pic mai încoace să te vezi, tu văd mai mult decât mă văd eu. Așa, mă văd și eu. Oamenii mă cunosc. Mihai, spuneai în video trecut când vorbeam despre bilanțul acestei ierni, să spun așa, capricioase. A zburat albina, toată iarna a zburat albina. A zburat cu întrerupere. Și zboară și acum. Vedem dacă vine iarna. A venit, odată a venit, au venit minus 15-16 grade și zăpadă. Da, cu vreo 4 ani eu vin în mai, mă, eram salca înfrunzită și pomii înfrunziți. Pomii erau înfloriți, bine, când a nins 10 cm. Bun. Aia ninge, dar se duce în 2-3 zile. Hai să vorbim despre hrana de calitate din momentul ăsta. Uite, foarte mulți apicultori încă din luna ianuarie, pe considerentul că albina a început să zboare, da, și a început să ponteze, matca, da, oamenii au început să cumpere turtă cu polen, foarte multă turtă cu polen, turtă podișor cu polen, turtă apiluc cu polen și, da, mă rog, astea sunt principalele care, okay, turtă, mă rog, ia, cu cine polen. Nu are rezervă în studio, am zis, domne, când e vorba de albine, nu mă uit cât mă costă medicamentul care consider eu că mi-e mai eficient și mai bun și aplic o schemă de tratament corectă, deci aia o fac. Când e vorba de mâncare la albine, de... Dai ce trebuie. Dau ce trebuie. Uite, acum, cine e în zona de... Stai numai un pic, numai o câmpie, secundă. În sudul țării vorbim, e cald. Uite cum fac băieți în Canada. Fac hrăniri exteriore cu ăsta, zi, înlocuitorul de polen. Ultra-B. Ultra-B. Pune afară, numai să nu-l ploaie, într-un butoi culcat, de exemplu, albina îl duce de acolo. Deocamdată nu cred că în Canada face treaba asta acum. Nu facă la ei zăpadă, dar la noi, fiind 17 grade, 16 grade, albina zboară zile întregi de rând. Revin la întrebarea care am pus-o, ce? Mihai, când vreau să-mi răspui. Când duce din interior, îi o treabă, când aduce de afară, deja e competiția. Corect. Între ele, exact. și îi tentația stimulare de a duce de afară, de a duce cât mai mult de afară și crește cantitatea de puiet. Măi, nene, ai puiet de vreme de acum, o să ai să albine cu ce să valorifici culesurile extra timpurii de la pom, de la salcie, de la așa mai departe, și o să ai și la salcâm, o să ai și de unde să faci roiul și de unde să faci măci albine. Dacă n-ai albine, nu faci așa nimic. Clar. Vă amintesc, când suntem cu Mihai, avem o dezbatere. Nu avem monolog, nu avem dialog, avem o dezbatere. Da. Deci, mai sunt momente când vorbim unul peste altul. Deci vă rog frumos să ne scuzați. Mihai, asta revin lui. Și punctez întrebarea. Deci. Sunt foarte mulți care au început să dea turte, atenție, încă o dată specific îți, da, subliniez, turtă cu polen. Ce face polenul? Păi dezastru. Deci spune-ne, te rog frumos, ce face polenul? Auzi, Radule, eu am cine văzut diger? Oameni plângând că făcând chestia asta. Deci nu vezi, nu vezi pe Facebook, să zicem, în 15-20 decembrie, atâtea rețete de prăjituri, câte rețete vezi de două săptămâni încoace de turte. Doamne, fiecare are rețeta lui care e minunată, ca aia nu mai există altceva. Atâta polen, da, măsurat, la gramaj, nu putem atâta zahăr, pudră, atâta miere. Mă, o fi, dar când cumperi tu polen, gândește-te pentru... Eu am văzut oameni plângând, credeți-mă, care au cumpărat polen de la un prieten, de la un cunoscut sau necunoscut, așa, și-au făcut maglavaițul ăsta, l-au dat la stup, dar el nu știu că în polenul ăla ai avut cât un bob de orez de puiet văros. Mai înțeles? Și aia le-a pus capac la tăți. Deci nu vă jucați, domne. Vă aduc aminte, dați la stup, asigurați-vă că nu aveți riscurile de a-i contamina voi cu mâna voastră cu o bolă. Domne, dă substituție. Domne, dacă nu sunt atâtea turte de tot ce vrei tu, de ce trebuie să-ți riști tu pielea să-ți îmbolnăvești 100 sau 300 sau 500 de stup? Pentru ce? Că e mai ieftin ceva cu un leu sau cu doi din incol. Știți ce? Bun, dă-i bun. Numai o secundă. Deci, polenul, după cum ne-a spus și domnul doctor Adrian Sicianu, dacă polenul nu este sterilizare cu raze X și raze gamma. Așa. Deci sterilizarea cu raze X și cu raze gamma, vom face un video, am studiat puțin. Nu-i specialitatea mea să asta. Înțelegeți, deci să înțelegem, vă voi da numai nici a mea nu e, dar vă voi da câteva direcții și să cercetați ce înseamnă sterilizare cu raze gamma și cu raze X. Și atunci deci degeaba mai niște, dai polenul. Trebuie niște sterilizatoare industriale, deci sunt niște tehnologii extraordinar de complexe care se folosesc în medicină și industrial în alimentație. Nu știu în România și nu numai
numai în România, în Europa nu am văzut turte care să fie sterilizate cu rase gamma sau rase X. Deci toți mari stupari din lumea apicolă, de pe globul ăsta, vorbim de în Noua Zeelandă, români de-a noștri care lucră, în Canada, în Suedia, unde vreți voi, în Germania, în Franța, și toți acum dau substituție de polen, o proteină artificială, mă rog, nu-i polenul ăla adus din natură de afară, e altceva, bun. Dacă toată lumea folosește asta, domnule, românul e mai deștept întotdeauna, el trebuie să facă el ceva mai cu moț, mai cu altceva. Spune pe scurt, rapid, că trebuie să încheiem și video-ul ăsta, ce se întâmplă dacă dai, să le recapitulăm oamenilor, eu știu, eu în 500, peste 550 de sub mi-am băgat puiet văros cu turtă cu polen. Da, din comerț, deci nu făcută de mine, acum câțiva ani buni, acum aproape 10 ani. Mai dai? Bineînțeles, eu nu mai dau, dar încă o dată spun, din ianuarie foarte mulți apicultori au început să cumpere turtă cu polen. Domnule, ce le spunem oamenilor? Ce se poate întâmpla? Ce riscuri au? Să-ți bași boli în stupi, să bași boli în stup care nu-ți lipsește. Pe lângă deci asta, bun, scurt, asta a fost pe scurt, pe lângă asta, tata Siceanu, da, domnul doctor de la Institutul de Cercetări pentru Apicultură, a subliniat chestia asta de multe ori. De foarte multe ori a subliniat bolile care se transmit cu polen și în al doilea rând ne-a spus clar, polenul nu este digestibil, nu-l digeră albina adultă, nu are enzime care să-l digere. Deci, dacă dăm acum polen, care albina adultă, pentru că în momentul ăsta avem cam albina adultă, încă nu cred că avem... Foarte puțin care foarte este, puțin. Foarte puțin. Bun. Ce se întâmplă dacă albina adultă ingerează acum polen care nu-l poate digera? Păi îl dă afară, pe undeva. Unde îl dă afară dacă în următoarele săptămâni nu se poate ieși? Nu știu, pe rame, na. Pe rame. Deci turtele când cu va polen. Fi primile două zile de căldură, trebuie evaluată prezența, calitatea măcii a puietului și să te asiguri că stupul are de mâncare, dacă nu pune o turtă deasupra și indiferent, și dați-le pace, lăsați-i în Mihai, pace. Mihai, încă o dată, suntem în februarie, la început de februarie, ianuarie, sfârșit de ianuarie, început de februarie, totuși, normal, ce turtă ar trebui să punem acum? O turtă cu timol, după mintea mea. O turtă cu timol. Dacă avem suspiciuni de... energetică. Dacă avem suspiciuni de proteică. Nosema. Dacă avem suspiciuni că poate populația nozevit, de parazit... Cu nozevit, cu... Nosestat, nozevit. Da, sunt o grămadă deci faceți de... niște turte în care să înglobați aceste ingrediente. Uite, da, se poate. Ăsta care era de la Institutul de Cercetare, cum îi zice, ăsta... Protofilul. Protofilul, da. Foarte, foarte bun. Deci foarte bun. Și mai ales, dar, domne, când te uiți la stup și vezi că ai rame pătate, când iei și miroase, nu mai sta pe gânduri. Deci trebuie să... Deja, cred că e prea târziu atunci să dai aici. Oricum, albina ar trebui să se curețe undeva atunci când... în iarna asta nu-s problemă. În iarna asta s-a curățit albina din regulă. Plin. Bun, data viitoare, dorim în următorul video... succes, aveți grijă de albine, că anul ăsta, cine are albine, o să ia lovitura la salcâmuri. În următorul video vorbim despre efectele pe care le cauzează varoa și când vedem efectele alea în următorul acum video. Acum se vede efectul la varoa, hai că cine a avut în toamnă și nu a tratat cum trebuie și când trebuie. Nu-l pot că nu are nici albine, nu știu sau dacă nu are stupul, e un pumnus de albine dacă în o scăpat. În următorul video, Mihai, hai să le zicem. Bine, în următorul video.